Președintele Klaus Iohannis face noi promisiuni cu privire la Schengen. Șeful statului a transmis că ambiția sa este să vadă țara noastră membra spațiului de liberă circulație până la finele anului, chiar dacă nu a putut confirma o dată exactă. Declarațiile au fost făcute cu ocazia vizitei președintelui Consiliului European Charles Michel la București. Nu există nici o asumare concretă a vreunei date din iunie sau din octombrie sau din altă parte, însă ambiția mea și a noastră este să finalizăm acest proces în cursul acestui an cu succes pentru România, în varianta cea mai bună și pentru Bulgaria, desigur. Nouă ne convine cel mai mult să intrăm împreună în spațiul Schengen. Avem în acest proces susținerea președintelui Consiliului European în vederea adoptării unei decizii pozitive privind aderarea anul acesta. Președintele susține că toate țările știu că țara noastră e pregătită să adere în Schengen. Iohannis apără totodată Austria și spune că, de fapt, problema este mult mai adâncă. Avem însă o opoziție din partea Austriei care nu este legată de România. Este legată de migrație, este legată de felul în care în Europa este tratat spațiul Schengen și frontierele Schengen. Foarte multe țări și au închis de facto frontierele Schengen. Asta face întreaga negociere foarte complicată, fiindcă noi nu trebuie să dovedim nimic, toată lumea a înțeles că suntem pregătiți, însă avem o situație generată de migrație la nivel mondial și la nivel european, unde, sigur, noi putem să intervenim cât se poate. Șeful statului transmite că problema poate fi rezolvată doar în cadrul UE. Este o problemă a Uniunii Europene să rezolvăm această chestiune. Schengen este o emblemă a Uniunii Europene. Este vorba despre libertatea de circulație a cetățenilor europeni. Klaus Iohannis a anunțat că România gestionează granițele în mod profesionist. Noi putem să gestionăm migrația care ar veni prin zona noastră și o facem foarte bine. De aceea am negociat cu Comisia Europeană un proiect pilot la granița dintre România și Serbia pentru a arăta cum se poate administra eficient acest proces și astăzi președintele Schall va vizita o unitate a Inspectoratului Poliției de Frontieră pentru a vedea cât de bine suntem pregătiți tehnic. Președintele Consiliului European a transmis că este alături de țara noastră în lungul proces de aderare la Schengen. Eu sunt de acord și sprijin eforturile României de a adera la spațiul Schengen și mă bucur să aud că acel proiect pilot cu la frontieră s-a demarat în luna trecută. România se poate baza pe Uniunea Europeană și pe Consiliul European.